La Târnavă și aici apa pare destul de curată, așezată. Am văzut și păsări de apă. Asta înseamnă că sunt pești în apă și apa nu ar trebui să fie poluată. Apa arată destul de bine. Vom face și testele și vom vedea dacă într-adevăr nu sunt valori care să depășească limitele legale. Ne-am luat proba cu numărul 3. Am văzut ceva păsări sălbatice mai încolo, deci există pește și nu ar trebui să fie nicio problemă, doar că observăm o deversare acolo, nu știm de unde vine. Așa că vom face teste și în amonte și în aval. Vă ținem la curent.